Un oraș cu 73.000 de locuitori se află la un pas de a se prăbuși integral într-o gaură uriașă formată în pământ. Până acum aceasta a înghițit 50 de case. Oficialii dintr-un oraș situat în nord-estul Braziliei și unde locuiesc 73.000 de oameni au declarat stare de calamitate deoarece unele case se află chiar la marginea unor cratere uriașe. În jur de 26 de cratere cu o lungime de peste 298 de metri s-au format în jurul orașului din cauza despăduririi în masă care a agravat problema prin slăbirea solului și a făcut ca apa de ploaie să contribuie la această calamitate. De asemenea, se pare că o planificare deficitară a permis agravarea problemei de la înființarea orașului în anul 1994. 7 persoane au murit în ultimii 20 de ani după ce au căzut în gropi, iar săptămâna aceasta un polițist pensionar a suferit fracturi grave după ce a căzut cu mașina sa într-un astfel de crater. Orașul de 70.000 de locuitori suferă din cauza acestor eroziuni care încep ca mici crăpături în pământ și se transformă în cratere mari care, văzute din aer, arată ca niște canioane care închid găzi din oraș. La această problemă contribuie și faptul că între 2000 și 2020 acest oraș a suferit o pierdere de 41% din suprafața forestieră. Mai mult de jumătate din pădurea primară umedă a fost defrișată între 2002 și 2021. În cei aproximativ 20 de ani de la apariția primului crater, 7 persoane au murit și aproximativ 50 de case au fost înghițite. Relatează știrile ProTV.ro.